Grădina zoologică din Călăraș a avut astăzi oaspeți de seamă. Mai mulți voluntari din București au venit la Călăraș cu gândul de a înfrumuseța curtea grădinii zoologice. Suntem onorați să îi primim pe cei de la Asociația Pastel, care ne-a mai vizitat și anul trecut și am păstrat cu ei o legătură tare frumoasă. Sunt ei aici împreună cu o echipă de voluntari de la o companie de cosmetice. Ei și-au gândit proiectul, noi suntem doar gazde pentru ei. Ne-au întrebat cu ce putem să vă ajutăm. Și noi doar asta am făcut și le mulțumim tare mult că ne-au mai ajutat și anul trecut. Ei ne-au donat și mare parte din băncile de pe alea principală. Zeci de persoane au luat pensulele și instrumentele de grădinărit în mână și s-au apucat de treabă. Aici am venit alături de partenerii noștri. Este o companie în domeniul cosmeticii care și-a dorit să-și implice angajații și să acționeze într-o zi de voluntariat alături de ei. Și noi ne-am bucurat să le propunem mai multe idei, iar aceasta a fost una dintre ideile alese și chiar sunt încântați și se bucură să fie aici și să ajutăm. Cu gândul de a face bine, aș spune, ne face plăcere ca în fiecare an să ne scoatem colegii de la birou în natură și să dăm o mână de ajutor acolo unde este nevoie de noi. De asta astăzi, împreună cu partenerii noștri de la Asociația Pastel, am venit să recondiționăm grădina zoologică din Călăraș și abia așteptăm să vedem ce avem de făcut. Voluntarii s-au împărțit pe echipe. Fiecare grup a avut ca simbol o culoare, iar sarcinile au fost împărțite în mod egal. Aici vom avea grijă de aspectul grădinii zoologice. O să vopsim grilajele cuștilor, o să facem curățenie în foișoare, o să vopsim bordurile, deci tot felul de activități pentru ca oamenii care vin aici să se simtă bine. După această acțiune, călărășenii vor fi cei care se vor bucura în principal de noul aspect al grădinii zoologice. Noi cunoaștem zona și comunitatea pentru că am mai fost înainte și știam de grădina zoologică și implicarea angajaților și câtă muncă este nevoie să fie depusă ca să fie îngrijit animalele, să fie un loc amenajat astfel încât atât adulții cât și copiii să vină și să se bucure de o zi frumoasă și să afle noi lucruri. Și știind acest lucru, am vrut să dăm o mână de ajutor și să venim în ajutorul lor. Voluntarii au povestit că ideea de a participa la această acțiune le-a surâs imediat și nu au putut refuza un astfel de apel. E o inițiativă a companiei în care cumva suntem implicați, suntem încurajați să participăm la cel puțin o acțiune de voluntariat pe an. Deci este o inițiativă a companiei, dar e ceva cu care rezonăm toți, angajații. Întotdeauna mi-am dorit să fac voluntariat. E adevărat, nu am de abilități dezvoltate pe partea de vopsit, mi-ar fi plăcut la mâncare, dar e bine și așa. Eu am o asociație pentru protecția animalelor și fac de 4 ani tot felul de activități. Fac voluntariat pentru asociația mea. Să dăm o mână de ajutor aici și să încercăm să facem locul cât mai frumos. Ați mai luat parte la astfel de activități? Să fiu sincer, nu, e prima dată. Și cum vi se pare? Interesant. Programul voluntarilor a început dimineață la ora 9 și s-a încheiat după amiază la ora 16.